fericire și în poveste te auzi multe lucruri despre relații și cum anume le arătăm. Și cum anume influențează poveștile comunicarea cu copiii noștri. Ei bine, fiecare dintre noi vine cu o poveste. Dacă aici este acest tată, am nevoie de cineva care să reprezinte fostul copil din interiorul acestui tată. Ai putea fi oare? E în regulă să vii aici lângă Sorin, te rog? Pentru că o altă carte a lui Jacques Salomé este aceea că venim cu toții din țara copilăriei noastre. Și poveștile, dincolo de cele pe care le citim copiilor, cele mai importante povești sunt poveștile despre noi înșine. Și în interiorul acestui tată există un fost copil care a trăit diverse lucruri. Și atunci cred că e important să ne cunoaștem povestea și să avem grijă ca în relația cu copiii noștri să nu o transformăm într-o relație de tip bumerang. Și o să te invit să-mi dai un pic acest capăt, pentru că deseori se întâmplă și mi se întâmplă și mie foarte des, este că am impresia că îi dau copilului meu tot ce e mai bun și știu eu mai bine ce are el nevoie și cum are nevoie și de fapt eu aș vrea să repar, să am grijă de fostul copil din interiorul meu. Și atunci, primele povești și cele mai importante cred că sunt acestea, a le conștientiza și a avea grijă ca poveștile să fie mai degrabă împărtășite cu eu decât puse pe umerii copiilor noștri ca ei să le poarte și să le repare, să le rezolve în așa fel încât relația să fie astfel. Și atunci, această relație părinte-copil să fie o relație părinte-copil și prin gesturi simbolice, cu ajutorul poveștilor, cu ajutorul la tot ceea ce spune Jacques Salomé în cărți, să am grijă de acest fost copil din interiorul meu. Pot să fac asta simbolic, chiar dacă sunt lucruri care s-au întâmplat acum mult timp. Deci iată, am grijă de propriile mele povești și împărtășesc cu copilul meu povestea mea, pentru că nu știu dacă doar copilul meu este unul dintre aceștia, dar majoritatea copilor sunt încântați să audă poveștile noastre din copilărie. Povești pe care noi să le conștientizăm și de care să avem grijă. Un lucru. Și mai arăt un lucru legat de povești. Vă mulțumesc, o să lați deoparte relația, pentru că mai e un alt mod, cel puțin un alt mod pe care îl folosesc în a arăta și a folosi poveștile în lucru cu copiii, și anume cu ajutorul obiectelor și a vizualizării, așa cum ați văzut. Mulțumesc! Te invit la loc! Mulțumesc mult! Iată, dacă, de exemplu, vreau să-i arăt copilului, de exemplu, diferența între nevoie și dorință, ceva esențial în relația părinte-copil, diferența nevoie și dorință. Aș putea să aleg niște obiecte, cum le-am ales din fostele obiecte ale fetei mele, iată, și pot să arăt că, iată, eu sunt aici o mamă, iată un fiu, oare cum arată relația dintre noi? Arată destul de frumoasă și colorată și pot spune că, iată, mama aceasta a fost odată un băiat care avea o mamă și care își dorea foarte mult de la mama aceasta să-i cumpere ceva foarte special, ceva extraordinar de special, niște Adidas cu beculețe. Și mama aceasta a putut să-i spună că iată ce dorință frumoasă, iată o dorință frumoasă, cum arată dorința cea frumoasă. Și că ea este responsabilă de, mulțumesc, nevoi mai degrabă, nevoia să aibă niște pantofi sănătoși cu care să poată să alerge la fotbal toată vara, nu neapărat cei care să fie de firma X sau cu beculețele. Și băiatul ăsta și s-a întrâmbat și eu cu dorința mea ce fac oare? Da, oare ce ai putea să faci tu cu dorința? Pentru că eu, mama, nu o să o iau să o realizez pentru tine. Dar mă întreb ce ai putea face tu ca să o realizezi, această dorință. Și atunci el s-a gândit ce ar putea să facă el. Cum ar putea să se organizeze în așa fel încât să-și realizeze dorința la un moment dat. Și iată, e încă un mod în care copiii, în afară de le ține discursuri și predici, ceea ce suntem foarte, foarte dorni să le ținem discursuri și predici copiilor, nu? Bine, le mai ținem și soților câteodată, din obișnuință, așa, ușor. Pot să, cu ajutorul unei povești, să poată să descopere lucruri care să fie esențiale în viața lor. Ca, de exemplu, am grijă de nevoile mele și dorințele sunt importante, sunt valorizate. Iată, nu e mama sau tata să le realizeze, ci pot să fac eu ceva să-mi cresc aripile în această direcție. Dar cred că am vorbit destul, sorry, momentan.
Mulțumim foarte mult, Cati Călin. Claudia, Salome oferă un loc aparte, un loc special, am putea spune, în metoda ESPERE, lucrului simbolic. Poveștile terapeutice fac parte din această dimensiune a lucrului simbolic. Cum funcționează poveștile ca formă de lucru terapeutic cu sine? Mulțumesc, Sorin. Primul lucru care e important să știm când vorbim despre simbolul și un lucru pe care a rămas la mine și l-am auzit pe Jacques spunându-l de multe ori este că obiectele sunt limbajul subconștientului nostru. Adică subconștientul nostru ne vorbește prin aceste simboluri. Când vizualizăm sau când luăm un obiect pentru a vedea o emoție, un comportament, să diferențiam o persoană de un comportament sau să vedem ce există în interiorul nostru, dorințe, frici, așteptări sau orice altceva, noi scoatem un conținut și atunci când îl vedem și intrăm în contact cu acel obiect, începem să primim altfel de informație care vine prin creierul nostru drept, care funcționează analogic. Cel stâng funcționează logic și îl folosim prea mult și cel drept funcționează analogic și este legat de emoțiile noastre, de intuițiile noastre, de creativitatea noastră. Și când lucrăm cu obiecte și cu simboluri, noi folosim și creierul drept, care va intra în legătura cu cel stâng și vom primi mult mai multe informații despre noi. În legătura cu poveștile și ca să răspund la întrebarea ta, este legat de o parte simbolică a scrisului, a poveștii, care vorbește analogic, adică în poveste sunt exprimate anumite dificultăți, personajele reprezintă anumite probleme, anumite situații, anumite comportamente, somatizări și își găsesc o rezolvare în povestea și această rezolvare intră în contact cu interiorul nostru, cu subconștientul nostru, într-o formă analogică, că după aceea să putem să găsim o soluție potrivită pentru noi. Și sunt foarte utile, pentru că atunci când vorbim despre, să zicem, o somatizare, și începem, ai răcit, că de ce ai răcit, că de ce ai făcut, că că nu trebuia să bei apă, că te-a luat curentul, că noi folosim partea stângă. Și nu găsim o soluție. Chiar dacă răspundem de ce am recit, am băut apă rece, nu am găsit o rezolvare, n-am găsit sensul acelei somatizări. Și atunci, lucrând cu obiecte, lucrând cu poveștile, putem vedea altceva din interiorul nostru și să-i găsim acel sens. Când luăm, de exemplu, apropo de ceea ce spunea Cati cu băiețelul, să zicem că a fost așteptat ca fetiță de către mamă. Acest lucru se înregistrează la nivel subconștient și va crea la nivel subconștient un conflict intern. Nu este bine să fiu băiat. Că dacă sunt băiat, mama nu e mulțumită, deci nu, relația nu o să meargă bine, risc să o pierd. Dar dacă sunt băiat, dacă sunt fată, o păstrez pe mama, dar nu sunt eu. Și acum cum fac? Și lucrurile acestea se văd în anumite comportamente. Că sunt mai sensibile sau că îmi place mai mult să mă joc cu fetițe sau etc. Simbolicul, când începem să simbolizăm și să vedem că el a fost și luăm așteptarea mamei de a avea o fetiță și vedem și dorința ei de a fi mama de o fetiță și ce a simțit ea atunci când n-a putut să realizeze dorința ei de a fi mama de fetiță, încep să se conștientizeze anumite lucruri, cum ar fi comportamentele pe care le am eu de fetiță sau comportamentele pe care le am de băiat și conflictele mele interne. Poate să fie inclusiv când mă duc să-mi cumpăr haine. Ce culoare aleg? Mai colorată? Nu. Mai închisă? Nu. De băiat? De fată? Da, deci toate aceste lucruri care le exprimăm prin comportamente, de multe ori nu capătă un sens. Știu că se întâmplă, dar nu capătă un sens. Dar atunci când găsim simbolul și intrăm în povestea, capătă un sens, o altă înțelegere și este momentul în care va începe schimbarea interioară care mă va ajuta
în exemplul acesta să mă identific în, cu sexualitatea mea, cu faptul că sunt băiat și să pot să manifest fără dificultate băiatul sau bărbatul pe care sunt. Deci este un lucru important pentru că în exemplul acesta, simbolicul ne ajută nu doar să înțelegem ce se întâmplă cu noi și să înțelegem multe comportamente pe care le avem și multe emoții, și ne ajută să ne regăsim cu povestea noastră, de unde venim, cum venim. Și în cartea de ce este greu să fim fericiți, unul dintre aspectele este că nu ne reconciliam cu ceea ce s-a întâmplat în trecutul nostru și păstrăm acele dificultăți. Deci, simbolicul ne ajută să ne împăcăm cu noi, ne ajută să vindecăm ce este în interiorul nostru, ne ajută să ne găsim locul și să ne regăsim energia noastră din familie și ne ajută să ne exprimăm în mult mai liber, cu mult mai multă energie. Așa că vă invit să-l folosiți, că pentru mine a fost o schimbare extraordinară și miraculoasă în viața mea. Mulțumim foarte mult, Claudia Jimeno. Înainte de a-i da cuvântul pentru următorul răspuns la întrebarea mea, Cristine Elena Neguț, aș vrea să vă spun că toate cărțile scrise de Jacques Salomé, cel puțin pe mine, și este o părere pur personală, m-au sensibilizat și m-au impresionat foarte mult, dar cu atât mai mult una dintre cele două cărți pe care lansăm astăzi, Povești vindecătoare despre lucruri mărunte ce ascund posibilități infinite, sau un alt subtitlu sau titlu pe care îl găsiți pe coperta cărții, Povești terapeutice pentru adulți și copii, ele sunt deopotrivă și pentru adulți, pentru că în aceste povești noi, ca adulți, ne regăsim în postura de copii, cu toate fricile, cu toate temerile, cu toate vulnerabilitățile noastre, dar în egală măsură este o carte pe care ar putea să o citească copiii, sau de ce nu pentru copiii cei mai mici, chiar să le citim noi seara înainte de culcare, poate această carte, poveștile din această carte. Cristina, cum fac poveștile lui Jacques Salomé relațiile vii? Cum ne pot vindeca aceste povești? Wow, ce întrebare! În primul rând, mulțumesc pentru că sunt aici. Am nevoie să simbolizez și eu emoțiile pe care le simt că nu mai pot cu ele. Uite, ele sunt. Și am să le păstrez cu mine pentru că îmi doresc foarte tare să vorbesc frumos. Și îmi doresc asta foarte tare pentru că Jacques Salomé în viața mea a însemnat foarte mult și înseamnă în continuare foarte mult. Iar poveștile au fost cumva nu ușa, ci poarta prin care eu am intrat în metoda Espere. De ce? Pentru că această metodă Espere are două lucruri esențiale pentru mine, cel puțin. Este pe de o parte pragmatică și disciplinată și ordonată și logică. Și pe de altă parte este... Gata, nu mai am emoții. Și pe de altă parte este foarte ludică. După cum ați văzut aici, și Cati este atât de elocventă atunci când arată, când explică, simțiți și sufletul celui care folosește obiectele. Metoda lui este ludică, iar poveștile lui Jacques, pentru mine, au însemnat, de fapt, eu având, ca să ne înțelegem, o minte de inginer, eu am terminat ecologie, da? Deci mintea mea e structurată ca pentru un inginer. Poveștile lui Jacques au fost cele care mi-au mărit orizontul lingvistic, în primul rând, pentru că m-au ajutat să vorbesc despre sentimente. Nu știu cum sunteți voi cu sentimentele. De pildă, dacă v-aș întreba acum ce stare aveți, ce ați zice, ce stare aveți, dați-mi un cuvânt. Emoție, mândrie, că tu ești fata mea, mulțumesc, da. Entuziasm, bucurie. Alexandra, tu ce simți? Surprindere. Da, ăsta e stilul meu. Să ne punem tot timpul în contact cu ceea ce simțim, pentru mine nu era ceva neobișnuit, dar să găsesc cuvântul potrivit
pentru ceea ce simt în fiecare moment, asta a fost o provocare. Iar poveștile au fost cele care m-au ajutat să descoper că ce trăiesc eu, ce să vezi, pe lumea asta a mai trăit cineva. E, nu sunt prima. Bonjour. Dar nu numai atât. Poveștile lui Jacques au pentru mine o tandrețe și o posibilitate de a deschide lumi pe care nici eu nu credeam că le am în mine. Asta a rămas în continuare fascinant și eu, la Learning, de pildă, folosesc poveștile lui Jacques pentru învățare, le folosesc în training. Adesea, participanții ai noștri, nu știu, ca și mine, inginerul, nu-și găsesc cuvintele și atunci o poveste îi ajută să vorbească despre ei într-o manieră autentică. Iar ca să mă întorc la ce întrebai tu legat de relații vii, uite, poate nu întâmplător am simțit să aduc astăzi cu mine o eșarfă și eu ca și Cati, pentru că așa am învățat de la Jacques și de la Alet. Această eșarfă simbolizează ceva extrem de important pentru mine. Simbolizează relația cu mine însămi. E una dintre cele mai importante pe această lume și să știți că am descoperit-o târziu, după 35 de ani. Dar de atunci, ea continuă să rămână în viața mea cât pot eu de vie, iar povestea rămâne acel limbaj prin care și când nu știu eu cum să spun, cineva mai deștept ca mine știe și ne ajută. Mulțumesc, Sorin! Mulțumim foarte mult, Cristina Elena Neguț. Alexandra, aș vrea să te întreb, cum ne ajută sfaturile lui Jacques Salomé prin cărțile sale, pentru că aici vorbim despre o pedagogie a comunicării, dar mai ales, cum ne ajută referitor la cartea pe care o lansăm astăzi, de ce ne este atât de dificil să fim fericiți, cum ne ajută să atingem fericirea în viața noastră cotidiană, în viața noastră de zi cu zi? Mersi, Sorin. Cred că e ceva foarte important, la felul în care se uită Jacques la fericire, mai ales în cartea asta. Dacă mă gândesc și la clienții pe care am în ultima vreme, așteptarea e ca fericirea să fie ceva major, dramatic, fabulos, extraordinar, aproape, da, magic, dramatic. Și mai e o așteptare, la fel de falsă, că dacă e să fim bine noi cu noi înșine, trebuie să fim fericiți tot timpul. Da? Ca și când am fi aproape pastilați, foarte fericiți tot timpul, și cu niște cote înalte. Dacă nu suntem așa, înseamnă că e ceva neregulă cu noi. Și acum, de când foarte multă lume merge la terapie, cumva ca și când n-am lucrat suficient cu noi înșine, încă suntem triști. Sau, Doamne ferește, suntem furioși. Pentru că toate chestiile astea sunt în neregulă. Ce face Jacques foarte mișto este că face fericirea să devină ceva real, concret, de zi cu zi. Adică nu avem nevoie de chestiile astea dramatice și fabuloase, ci avem nevoie să ne trăim viața așa cum e ea, mică, măruntă, formată din chestii mici, din dus gunoiul, din certat despre cine unde pune ce pune prin casă și vă văd după râs că știți cum e asta. Din asta e făcută viața, de fapt. Din toate hârșielile astea mici pe care le ai cu partenerul de viață, cu copiii, cu oamenii cu care lucrezi. Și este despre a fi suficient de conectat cu tine încât să simți viața din tine în momentul ăla. Și asta cred că face foarte mișto Jacques. Și mai are o componentă când vorbește despre lucrurile astea. Din perspectiva ceea ce vorbea mai devreme, ce vorbeau și Cati și Claudia, dimensiunea asta simbolică are multă legătură cu fericirea. Pentru că e un fel de a vedea simbolul care are legătură cu spiritualul, care are legătură cu
energia asta pe care nu o poți explica, ca și metaforele. Da? Nu știm de unde îți vin metaforele. Intuiția, momentele alea de s-au așezat lucrurile. Din dreapta. Din dreapta, cum zicea Claudia, da, așa e. Și dacă privim fericirea ca o capacitate de a vedea spiritualul, magicul, extraordinarul din experiențele astea cotidiene, da, nu avem nevoie să ne ducem până în Thailanda sau să stăm o lună în Bali ca să putem să regăsim fericirea, ci avem nevoie doar să fim prezenți în viața noastră pe, evident, criteriile astea pe care le-au tot povestit fetele înaintea mea și pe ecologia relațională pe care o propune Jacques. Dar asta are o magie în ea însăși. Și asta mi se pare că face foarte mișto joc. Îți aduc aminte un lucru pe care poate l-ai omis sau l-ai uitat. Eu ți-l aduc aminte. Te rog. Înainte de a discuta, de a începe noi discuția noastră, ai făcut o remarcă, mie mi-a plăcut foarte mult, o legătură între Jacques Salomé, pe care tu, iată, ai găsit-o, și cărțile lui Joseph Campbell, cărți pe care de asemenea le avem la standul editurii Herald, și mai ales cea mai recentă carte a lui Joseph Campbell, Miturile care ne învață să trăim. Care ar fi legătura dintre ei? Da, mersi că mi-ai amintit. Dincolo de faptul că traducerile făcute la editura Herald sunt traduceri foarte bune, ceea ce nu e ușor să faci din Joseph Campbell, deci le recomand cu toată căldura. Joseph Campbell face același lucru pe care reușește să-l facă și Jacques. Aduce spiritualul în concret. Aduce mitologicul și toate poveștile care sunt fabuloase și cu eroi și se întâmplă lucruri pe care nu-ți imaginezi că tu le-ai putea trăi, le aduce ca un fel de ghid în viața noastră concretă. Și cred că la un anumit nivel același lucru îl face și Jacques, doar că e mult mai prescriptiv, mult mai clar. Dacă Joseph Campbell îți dă cumva direcția, îți dă orizontul, îți dă uite cam cum ar putea să arate viața ta atunci când o trăiești cu totul, Jacques îți și spune cam cum ai putea să faci chestia asta. Dar direcția e aceeași, e despre a trăi viața cu totul așa cum e ea. Da, mersi că mi-ai adus aminte. Mulțumim foarte mult, Alexandra Lițu. Cati, mă bucur că ai în mână această carte pe care noi o lansăm astăzi, De ce ne este atât de dificil să fim fericiți? O carte la care tu ai lucrat ca redactor de specialitate. Îmi imaginez și mi-am notat acest lucru, e într-adevăr, face parte din scenariul pe care eu l-am pregătit. Îmi imaginez că ai dorința de a trăi mai multă fericire în viață și în relațiile tale, și pentru că Jacques Salomé vede cartea întotdeauna ca având doi autori, cel care o scrie și cel care o citește, te invit să te lași inspirată pentru a deveni autoarea stării tale de bine și a bucuriei de a trăi. Mulțumesc, Sorin. O să vă dau un exemplu apropo de simbolic, pentru că noi aici nu suntem întâmplători aici în față, ci avem niște relații foarte frumoase de când ne știm și ne-a adus împreună Claudia atunci când a citit cartea lui Jacques Salomé în Elveția și l-a avut, a îndrăznit să-l aducă în România acum 21 de ani și iată suntem aici în jurul ei. Și apropo de simbolic, m-am întâlnit mai întâi cu Cristina, ok, avem albastru și alb, m-am întâlnit cu Sorinia cu albastru, avem aceleași culori pe noi. N-am vorbit despre cu ce ne îmbrăcăm, apropo de simbolic, și a vorbit dincolo de cuvinte, dar în timp ce stăteam aici, mi-am dat seama că e mai mult de atât. Sunt culorile colecției, de fapt. Apropo de un exemplu, aici și acum, legat de simbolic. Eu când am plecat de acasă, și recunosc, m-am gândit la culorile colecției, când m-am îmbrăcat. Noi, îmi imaginez, dar nu vorbesc despre ele. Deci iată, dincolo de cuvinte, chiar dacă avem niște relații extraordinare, n-am plecat din aceeași casă și nu ne-am coordonat și totuși iată s-a întâmplat.
Și lucrurile astea se întâmplă în mod extraordinar la aceste întâlniri, pentru că, de fapt, cum am învățat de la Jacques Salomé, cum spunea Cristina, așa, o cu totul altă deschidere mentală de ce ar putea fi și cum a devenit viața mea față de prima mea întâlnire cu Claudia și acum e ceva absolut și extraordinar diferit. Și da, mă bucur de momente de bucurie, dar cum zicea și Alexandra, chiar înainte să vin aici la lansarea de carte, am trăit ce n-am trăit niciodată în viața, cu, în relația cu mama mea. Niciodată m-am cuiat pe afară din casă și n-a vrut să-mi deschidă ușa, pentru că era foarte supărată. Deci, mă gândeam, nu sunt eu cea care sunt aici în afara ușii și nu pot să deschid, adică, bun. Deci se întâmplă astfel de lucruri în ciuda a tot ceea ce se întâmplă și a tot ceea ce știm de atâtea ani de zile. Partea cea bună este că, într-un timp foarte scurt, am reușit să ne luăm în brațe după această întâmplare. Vorbind și spunând legat de fiecare și cum a trăit fiecare momentul care a dus la momentul de boom. Și mai bine nu vreau să mai vorbesc cu tine astăzi. Deci se poate, este posibil. Și cred că asta e, bănuiesc, o fărâmă de fericire. Că lucrurile se transformă și sunt vii. Sunt vii, se transformă, relațiile sunt aici și există posibilitatea să am relații așa pline de viață. Da, te întind, Alexandre, un capăt de relație. Așa, iată, o astfel de relație care poate să fie vie. Și apropo de unul dintre lucrurile pe care le putem face destul de simplu, sau destul de simplu, nu știu dacă destul de simplu, este să reușim să rămânem în acest capăt de relație. Ce înseamnă să rămân în acest capăt de relație? Înseamnă să am grijă unde mă așez cu comunicarea și unde mă gândesc, pentru că suntem foarte obișnuiți să ne așezăm în partea cealaltă și să mă gândesc, dar cum ar fi Alexandra fericită, dar ar trebui să fie așa și să fac așa, n-ar fi trebuit să înceapă cu asta, ar trebui să fi fost altfel și de fapt în momentul acela eu nu mai sunt aici, ci mă așez eu aici. Și știu eu mai bine pentru Alexandra decât ea cum ar trebui. Și de câte ori facem asta cu copiii noștri, când știm noi că ar trebui să învețăm mai mult, nu? Da? Cu partenerii noștri, că nu e bine cum fac și se poate și mai bine, poți să aibă un job mai bun, să câștige mai mulți bani, poți să facă mult mai multe lucruri. Și în tot acest timp, în față, nu e nimeni. La mine nu e nimeni, în grădina mea nu e nimeni, de fericirea mea nu se ocupă nimeni. Și atunci, ce aș putea face este să revin aici în capătul meu de relație, vorbind despre mine celuilalt. Nu înseamnă că nu-mi doresc tot ce e mai bun pentru celălalt, dar în loc să spun, ar trebui să faci așa, e de fapt, eu îmi doresc să ai o carieră frumoasă în viață și de aceea îți propun să înveți mai mult. Cum e asta pentru tine? Și să aștept să-mi zică cam cum e pentru celălalt asta. Pentru că n-am eu de unde să știu, chiar dacă este fiica mea, este carne din carnea mea, totuși este ea însăși, și n-am de unde să știu despre fericirea ei și să o judec în vreun fel. Așa că cel mai bine să mă ocup de fericirea mea, nu într-un mod egoist, ci într-un mod blând și atent, cu bunăvoință față de mine și să îndrăznesc să rămân aici, respectându-l pe celălalt, pe mine. Și iată și relația asta dintre noi, care să rămână cu aceste culori frumoase și pline de viață. Și lucrurile care se pot întâmpla sunt absolut extraordinare. Și e foarte simplu, adică să fac cât mai puține lucruri de altfel. Să nu mă mai preocup să fiu acolo. Ia, măcar atât. Nu spun că e simplu, am zis, pare simplu. Tot ce spune Jacques Salomé pare foarte simplu. Doar că, exact așa cum vorbea Claudia despre creier, suntem foarte obișnuiți să fie despre celălalt. Da? Există și cartea Tu ești tu când vorbești. Pentru că ne e foarte ușor să vorbim despre tu celălalt, relația claxon. Și atunci să vorbesc despre mine e un efort, e un exercițiu, dar este posibil. Și ce se întâmplă după e extraordinar. Așa că vă invit să exersați asta. Dragii noștri, le mulțumim invitatelor noastre de astăzi. Cati Călin, psiholog, formator de formatorii metoda ESPERE, Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală, Cristina Elena Neguț, senior trainer Learning Ecosystem, consultant în comunicare și relaționare și Alexandra Lițu, trainer și coach Mind Learners, pentru cuvintele frumoase pe care ni le-au spus și cred că sunt în asentimentul meu atunci când vă recomandăm aceste minunate cărți ale lui Jacques Salomé pe care, iată, le-am lansat și aș spune eu, fără să exagerez, le-am omagiat
astăzi, pentru că e un soi de, aș spune, un soi de continuare pe alocuri surprinzătoare, dar extrem de plăcută, faptul că în urmă cu aproximativ 10 zile, într-o vineri pe 20 mai, noi l-am aniversat, l-am omagiat în cadrul unei emisiuni TV pe Jacques Salomé, la venerabila vârstă de 87 de ani. Așadar, de ce ne este atât de dificil să fim fericiți? Și povești vindecătoare, care spun lucruri mărunte despre posibilități infinite, cărțile lui Jacques Salomé, pe care vi le recomandăm cu mare drag. Vă așteptăm și la celelalte evenimente zilele următoare, aici la standul editurii Herald, pentru că cu siguranță vom avea lucruri foarte frumoase de spus. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim o seară frumoasă și răcoroasă în continuare. Cati? Pot să mai spun ceva? Eu îi mulțumesc foarte mult lui Sorin Lucaci că a făcut posibil acest lucru și tuturor celor de la Herald care au adus în România cărți pe care le voiam de atâta timp să fie aduse de al lui Jacques Salomé și să putem să vorbim despre ele, să le aprofundăm. Așa că mulțumesc foarte tare, Sorin, și mulțumesc fiecăreia pentru acest motiv de bucurie pentru mine și cred că și pentru colegele mele. Cu drag, mulțumim mult!